Mulțumesc tuturor, sunt Sandu Trombita și vă invit să rămâneți o nouă ediție a emisiunii Pași și Necunoscut. În această zi ne oprim la psalmul cu numărul 61. Ca fiecare din psalme pe care i-am parcurs până acum, și acest psalm, acest poem făcut de David, are ceva să transmită tuturor celor care în aceste zile frământați de probleme, de nevoi, de crize, arde nerăbdare. De fapt, este titlul care i l-am dat acestui psalm 61, Când arzi de nerăbdare. Sunt sigur că vi s-a întâmplat de multe ori în viață să vi se pară că timpul este lung, că trece prea greu, că locul unde sunteți, sunteți este nepotrivit, prea strâmt, incomod, irelevant. Și multe altfel, astfel de stări Însoțesc viața noastră atunci când ardem de nerăbdare. Cam așa se întâmplă situația cu David, aflat într-o situație oarecum incomodă și frământat de dorința de a se întoarce acasă. Trăim astfel de stări atunci când suntem într-o călătorie prelungită, atunci când suntem, știu într-un loc care ne displace, atunci când, din motive de sănătate, ceva ne deranjează, ne șicanează. Am vrea să schimbăm cât mai repede mediul, am vrea să schimbăm cât mai repede locul. Am vrea să schimbăm anturajul, ambianța și multe alte lucruri care ne trezim cu ele pe capul nostru și care ne incomodează. David trăia o astfel de stare și se uita la el, se uita în jur, nimic nu îl mulțumea, nimic nu îl satisfăcea în locul unde era. În condițiile pe care le avea, deși era bine tratat, deși cei din preajma lui se purtau frumos cu el, cu toate acestea, inima lui era la ceva distanță de acolo, Ardea să se întoarcă la Ierusalim, să se întoarcă în locul familiar lui, relevant pentru el. Și bineînțeles, pentru aceasta, sunt sigur că el a apelat la alte mijloace înainte, însă la un moment dat apelează la Dumnezeu. Mi se pare straniu că David la un moment dat spune, de la capătul Pământului strig, el nu era la capătul Pământului. În primul rând, pentru că nu există un capăt al Pământului. În al doilea rând, distanța la care era el de Ierusalim era cel mult două zile mers pe jos. Dar nerăbdarea lui, agitația lui lăuntrică și dorința de schimbare făcea ca starea lui și cuvintele lui să îmbrace forma unei exagerări, forma unei plângeri care să stârnească la un dat milă, în compasiune din partea celor ce l-auzeau și în mod deosebit din partea lui Dumnezeu. Fără îndoială Dumnezeu nu l-a ascultat pe David pentru că a folosit aceste cuvinte, știu expresia stării lui lăuntrice, ci întotdeauna Dumnezeu ascultă pe alte criterii, din alte motive. Dar în sfârșit, Cam aceasta era starea lui David. Apoi, atunci când arzi de nerăbdare, ți se pare că idealul pe care ți l-ai propus, idealul imediat sau idealul de viață, este extrem de îndepărtat. Ți se pare că mijlocele de a ajunge la el sunt slabe, sunt puține, ba chiar nepotrivite. De aceea și această dimensiune adaugă o tensiune și o frământare la viața ta, atunci când ți se pare că te confuzi în anonimat, ți se pare că proiectele tale rămân în urmă, le acoperă praful și viața pentru tine dintr-o dată a luat un alt curs. Fiecare din dumneavoastră aveți planurile dumneavoastră, am și eu planurile mele. Iar atunci când ceva imprevizibil intervine în derularea, hai să zicem, obișnuită a vieții, ne încearcă astfel de gânduri. Ce o să se întâmple cu planurile mele? Ce o să se aleagă de proiectele mele? Am făcut deja câțiva pași concreți, am investit, am făcut ceva, am mișcat lucrurile, mi-am consumat câțiva ani din viață, probabil, sau alte și alte investiții pe care le-am făcut. Și acum, la un moment dat, apare ceva, se schimbă lucrurile, viața ia o întorsătură deosebită, se schimbă direcția și, în loc să mergi în cadența și direcția în care ți-ai propus, faci un ocol la stânga sau la dreapta, te cufunzi în anonimat și ți se pare că totul este inutil. Ți se pare că lucrurile curg într-un sens total, total nepotrivit și că tu ești un intrus în noul mediu în care ești și nu faci altceva decât să scapi. Poate să fie lucrul acesta, un caz în viața ta, o problemă, legată strict de persoana ta sau de familia ta, o criză majoră uh, venită din terțe direcții și uh, toate acestea sau una din ele îți introduc în inima ta și în viața ta această stare de neliniște, uh, îți aduc sentimentul inutilității, poate al vinovăției, uh, apăsării, uh, poate chiar remușcări și uh, din această nouă condiție în care ești, faci tot posibilul să ieși, să ieși cât mai repede. Poate chiar în aceste momente te afli într-o stare de felul acesta. Ai căutat deja câteva căi, ai bătut la câteva uși ca să ieși din, din situația aceasta incomodă și n-ai reușit. Poate că te-ai resemnat, ai renunțat, te-ai blazat deja și vrei... Să vezi în viitor care vor fi noile direcții sau noile sugestii ale vieții. În sfârșit, Psalmul 61 se ocupă de astfel de stare. Ce este bun la David, și deja suntem familiarizați cu el, că în astfel de situații, sau altele mult mai grave ca aceasta, David știe la cine să apeleze, știe la ce ușă să bată, și el este insistent în a interveni înaintea lui Dumnezeu, pentru cauza lui, pledând-o cu insistență, cu stăruință și așteptând, evident, ca Dumnezeu să rezolve problema lui. Iată cum începe David, deci, Psalmul 61. Ascultă, Doamne, rugăciunea și strigătele mele. Ia aminte la rugăciunea mea. Este glasul unui om care a inventariat situația, a inventariat noile condiții. Nu are David pretenția și nu avem nici noi. Că nu i-au scăpat amănunte, că nu i-au scăpat detalii, că nu a deturnat sensul real al situației, dar cert este că el vrea o schimbare. Acesta este motivul rugăciunilor lui. El vrea o schimbare. O schimbare de mediu, o schimbare de loc, o schimbare de direcție și implicit o schimbare a stării inimii lui. Iată, dar. Că viața noastră, așa cum o trăim în fiecare zi, depinde în mare măsură de factorii de mediu, de conjuncturile, de problemele, de uh, anturajul, de confortul sau disconfortul pe care îl avem, și toate acestea curg sau conclud într-o stare de liniște, de încredere sau într-o agitație continuă. În această stare în care David a ajuns, el strigă la Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu și are dorința. Vedeți, amprenta nerăbdării era pusă și pe rugăciunea lui. El se roagă cam așa, Doamne, ascultă-mi rugăciunea mea, dar acum, nu mai suport, nu mai vreau să stau aici. Vreau să părăsesc cât mai repede mediul acesta, locul acesta și să ajung la locul pe care mi l-am propus, unde doresc să mă odihnesc, să rămân și să locuiesc toată viața. Apoi, Folosește, am amintit deja, această expresie care îmbracă forma exagerată și spune de la capătul pământului strig. Cu alte cuvinte, într-un sens, sunt atât de departe, sunt atât de izolat, sunt de atât de adânc cufundat în anonimat, încât mi se pare mie că sunt la capătul pământului. Mi se pare că nici nu mai am unde să mă duc mai departe de atât, nici nu mai pot să cobor în anonimat mai mult decât am coborât și nici nu pot să-mi imaginez că ar mai fi o situație nepotrivită, mai nepotrivită ca cea în care sunt. De aici însă totuși strig la tine. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită, adică supărat, nemulțumit, zdrobit, negru de supărare, dacă vreți, de aici, din starea aceasta, în condiția mea, de aici strică către tine și zic, am avut un ideal, Doamne, am avut un scop. Scopul acela l-am predat în mâna ta. Iar acum mi se pare că totul se năruie. Nu mai pot, nu mai pot să mă ridic, nu mai pot să ajung acolo. Dumă, spune el, pe stânca pe care nu pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine. Să fi greșit oare când mi-am stabilit idealul? Să fi greșit oare când, în faza de proiect, mi-am propus pașii următori în viață? Posibil. Și noi, de multe ori, punem la cale tot felul de planuri și proiecte. Unele din ele, clar, sunt irealizabile, sunt fanteziste, sunt lipsite de conținut, de realism, și ca atare se vor nărui mai repede sau mai târziu. Însă, cu certitudine, majoritatea planurilor noastre, mă refer a celor care au o structură de gândire sănătoasă și un echilibru în viață, sunt planuri realizabile. Dar atunci când treci prin situații imprevizibile, prin necunoscutele vieții, ți se par că și planurile acestea care sunt absolut realizabile și care sunt obiective mărețe, înălțătoare, la un moment dat pot să fie poveri și piscuri de neatins. Cred că această stare o treia David. Spunea el cu alte cuvinte, cândva doream să ajung pe stâncă, adică la un nivel înalt, în echilibru, în stabilitate, în bucurie, să survolez viața de la înălțimea omului care cunoaște, de la înălțimea omului matur, de la înălțimea omului care știe direcție, care știe încotro merge, de la înălțimea omului care uh, vede realitatea vieții așa cum este cu probleme, cu greutăți, cu dureri. De la înălțimea omului care înțelege viața în ansamblul ei și vede că fiecare din contemporanii lui are un rol, fie el minuscul, dar îl are, în mecanismul vieții de zi cu zi și tot peisajul acesta uman este, este benefic, în primul rând, pentru acest om care este matur, echilibrat, care stă pe stâncă. Permiteți-mi să parafrazez puțin David zice -o cam așa Eu mi-am propus să stau pe stângă Să stau la o înălțime apreciabilă Pe un loc solid, pe un loc tare Pe un plasament, dacă vreți De unde viața să mi-o pot construi așa cum o doresc Dar mai ales cum îi place lui Dumnezeu Și iată-mă acum, aruncat în anonimat Parcă sunt la marginile lumii proiectele mele sunt irelevante în noile condiții și nu îmi rămâne nimic altceva decât să uzez de toate mijloacele și toate posibilitățile pentru ca să ajung la obiectivul propus. Pentru aceasta, David spune, e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Cândva am crezut că pot să realizez singur. Sau e posibil să fi crezut de lucrul acesta. Acum constat Cine știe dacă nu noua lecție prin care trece David era tocmai aceasta, de a-l învăța pe David, de a-l învăța Dumnezeu pe David, că de fapt obiectivele mari sau mici pe care și le-a propus sunt irealizabile de unul singur. Învățăm și noi o lecție din aceasta. Și noi avem obiective și proiecte. Și probabil ne-am măsurat forțele, ne-am socotit banii, ne-am socotit timpul și am zis, gata, îi dăm drumul și realizăm. Și la un moment dat ne-am împotmolit. Ei, Psalmul 61 vine în această zi și ne spune, stați puțin, pentru a-ți realiza obiectivul. Nu avem în vedere obiective grosolane, păcătoase, rele și așa mai departe, ci obiective de viață rezonabile. Pentru a-ți realiza aceste obiective, e nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și David zice, Doamne, du-mă pe stânga pe care nu pot ajunge. Știți ce înseamnă asta? Că el a încercat să ajungă singur. A încercat să rezolve singur. A încercat să facă pași concret singuri, A încercat să investească singur. A încercat să se ridice singur. A încercat să escaladeze piscurile acestea de unul singur. Sau a ajutat de alții ca el sau mai slab ca el. Dar nu a reușit. Și nu avem imagine unui om resemnat a unui om blazat care dă cu toate de pământ și, și se pune pe chefuit. Nu. Ce avem de a face cu un om care parcă se trezește și zice, stai puțin, eu am o resursă inepuizabilă. Am pe cineva în stare să mă ducă. Am pe cineva în stare să mă ridice. Am pe cineva pe care îl cunosc atât de bine. M-a ridicat de atâtea ori. De ce n-ar face și astăzi? De ce n-ar mai interveni odată? Și David apelează și îi spune, Doamne, de la capătul pământului strig, dumă pe stânca pe care nu pot ajunge. Nu pot, m-am străduit, dar nu pot ajunge. Nu pot de unul singur, am nevoie de ajutorul tău. Este prea înaltă pentru mine. N-am în mine resurse, forțe, capacități, talente, dacă vreți, și orice altceva, care să mă ridice la nivelul acesta al stâncii pe care vreau să o ating pe care vreau să locuiesc. Dumă tu! Dragii mei, Dumnezeu a rămas același. Pe David l-a dus. David s-a întors la Ierusalim, mă rog, și-a continuat viața lui ca împărat al Israel. Uh, mergând, uh, în general, uh, ascendent uh, în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu, cu escapadele și naufragiul pe care îl cunoaștem și este mediatizat în Scriptură. Dar, în general, el a rămas un om, după inima lui Dumnezeu, a fost în stare să recunoască greșelile, să se întoarcă și a luptat pentru idealul lui. În sfârșit, nu știu ce idealuri ai tu, nu știu ce probleme ai tu, nu știu în ce anonimate zbați, nu știu unde te strâng pantofii. Știu să sigur Că dacă ți-ai stabilit obiective rezonabile, tu poți să-ți le atingi. Dacă ți-ai propus în viață să fii om echilibrat, tu poți să ajungi. Dacă ți-ai propus în viață să fii un om drept, un om folositor familiei, societății, bisericii. Dacă ți-ai propus în viață să fii un om cult, un om educat, tu poți să-ți realizezi obiectivul. Însă nu singur. Dumnezeu este cel care dă capacități. Pavel spune, El, Dumnezeu, ne dă și voința și înfăptuirea. Adică trăim într-o dependență totală de El. Și cu cât înțelegem mai repede lucrul acesta, cu atât vom ajunge mai repede la obiectiv. Poate ți-ai stabilit obiective de altă natură. E treaba ta. Mai de sau mai târziu, unele din ele se vor prăbuși. Nu decepționa, ci alege-le, fii selectiv trăiește o viață nobilă, o viață frumoasă, o viață plenară, pentru că aceasta este, de fapt, cel mai important lucru. Atunci când Solomon încheie cartea lui, cartea Eclesiastrul, zice să ascultăm încheierea tuturor învățătorilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui. Aceasta este datoria cărui om. Iată, dar, obiectiv comun, obiectivul de viață pentru fiecare dintre noi. Dacă ți-ai propus altceva, mai devreme sau mai târziu, Vei culege roadele. Ai ocazia, în această zi, să te uiți în Psalmul cu numărul 61. Și să vezi cum un om care se, zbăcea, se zbătea în anonimat, într-o stare incomodă, strâmtă, ajunge să strige să către Dumnezeu și să obține în final din partea lui Dumnezeu acea eliberare, descătușare și ridicare la înălțimea și la. Idealul pe care și l-a propus. Rămân aici și vă doresc tuturor atingerea obiectivelor propuse, în eventualitatea că obiectivele dumneavoastră de viață sunt pozitive, sunt folositoare, sunt în primul rând pentru gloria lui Dumnezeu, pentru fericirea celor de lângă voi, dar și pentru fericirea voastră. Fiecare din noi are dreptul și partea lui de fericire, dar depinde pe ce drum caută, unde caută și ce așteaptă de la viață. Până data viitoare, vă spun la revedere!